Bună ziua, doamnelor și domnilor! Multe știri false, zvonuri și mituri circulă în legătură cu vaccinarea COVID-19. Vă rog frumos să-mi acordați câteva minute din timpul dumneavoastră pentru a trece în revistă cele mai importante 10 mituri și fapte legate de vaccinul COVID-19. 1. ADN-ul. Zvon. Vaccinul cu ARN mesager poate schimba genomul uman. Realitate. Genele dumneavoastră rămân neschimbate de către vaccinul cu ARN mesager. 2. Fertilitatea. Zvon. Vaccinarea poate afecta fertilitatea. Realitate. Vaccinarea nu are niciun impact asupra fertilității. Cunosc persoane care au rămas însărcinate după ce au fost vaccinate. 3. Variantele de virus Am auzit unele persoane spunând că nu are niciun rost să te vaccinezi, deoarece vaccinul nu va funcționa împotriva noilor variante de virus. Realitate? Vaccinul este eficient și împotriva altor variante de coronavirus. 4. Viteza cu care a fost creat, produs vaccinul. Zvon. Un vaccin care este produs și testat atât de repede nu poate fi sigur. Realitate. Siguranța vaccinului este garantată în ciuda testării și producerii rapide. 5. Siguranța pe termen lung a vaccinului. Zvon. Vaccinurile cu ARN mesager sunt noi și provoacă efecte secundare pe termen lung. Realitate. Nu se așteaptă niciun efect secundar pe termen lung. 6. Riscuri versus beneficii zvon Efectele secundare ale vaccinării cu ARN mesager sunt mai grave decât o infecție naturală. <coughs> Realitate, beneficiile vaccinului depășesc riscurile. 7 super tulpini. zvon Vaccinul crește riscul apariției unor variante mai periculoase de virus. Realitate. Vaccinul reduce posibilitatea apariției mutațiilor. 8. Infecție anterioară. Zvon. Nu are rost să vă vaccinați dacă ați fost deja infectat cu coronavirus realitate, persoanele care au fost deja infectate cu coronavirus beneficiază și ele de pe urma vaccinării. 9. Testarea pozitivă se zice că vaccinarea împotriva coronavirusului poate provoca un rezultat pozitiv când se realizează un test. Realitatea este că vaccinarea nu poate declanșa un rezultat pozitiv la realizarea unui test. 10. Protecția oferită de vaccin. Mitul zice că odată ce v-ați vaccinat, nu mai puteți fi infectat cu coronavirus. Dar realitatea spune, ca și celelalte vaccinuri, Vaccinul împotriva COVID-19 nu oferă o protecție perfectă împotriva infecției. Vă rugăm să aveți în vedere că vaccinurile sunt autorizate de Swiss Medic numai dacă sunt sigure și eficiente. Acestea sunt testate amănunțit în acest scop. Dacă nu v-ați vaccinat încă, de ce nu o faceți acum? Vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie sau cu orice farmacie. Vă încurajez să urmați în continuare regulile de igienă și distanță de siguranță. Vă mulțumesc!